Nu rezultă de nicăieri că ar fi primărie aici. De nicăieri nu rezultă. Nu scrie nicăieri. Nimic. Aici cred că a fost ceva. Și-au dat-o jos. Bicicleta aici. Încurajăm sportul. Se încurajează sportul. Ce s-a stă aici? Trebuie să uite locuințele. Ah, se acordă locuințe. Nimic. Ce treabă. Parcă ai fi burebistă. Sim? Parcă ați fi burebistă, domnul agent. Pentru? Așa, atitudinea asta, adică cu mâinile în șor, cu... zici că... Așa. Zici că suntem... Cu mâinile în buzunare, cu ce? Uitați, cum arată un pașnic la primărie. Bine, că și eu am bătut. Dar eu am totuși pe... nu lucrez la stat, adică am pe banii mei. Păi și asta e pe banii cui? Nu lucrați la stat dumneavoastră? Nu. A, luați bani să te sfârm contractual. Și așa v-am învățat să stați, vă mai lipsea o baionetă. Acum să stau, domnul. Cu burta, cu burta în față, așa. Păi, dar de întâmpinați, adică întâmpinați cetățeanul într-o atitudine, într-o manieră ostilă. Mai bine spus, să stați așa cu... Păi, dar cum să stau cu mâinile în buzunar, cum arată așa? E frumos? Da, dar n-aveți echipamentul complet. Pentru? Păi tocmai asta vă spun, că nu l-aveți complet. Adică dacă eu chem poliția acum, băm, sancțiunea, puteți să fiți sancționați. Ecosonul, Tomfa, spray-ul. Nu am spray-ul. Și Tomfa și cu Ecosonul? Acolo, la locul. Și cum mă adresez acum? Cu cum? Ce vă pot ajuta? Dure, mă puteți ajuta? Cu faptul că nu mă puteți ajuta dumneavoastră cu nimic. M-ați înțeles? Bine, dacă vreau să fiți mai bine... Că nu știu în primul rând cum vă numiți. Cui se... Cui se mă adresă? Da, domnul... Să vedem ce e aici, că... Nu știu unde e să mă duc. Dar vreau să văd și eu, că am văzut că scria ceva genul că ar fi fost palat aici. Vreau să văd și eu cum arată un palat. Un palat. Probabil un palat din Imperiul Austro-Ungar. Exact ceea ce v-am spus, un palat din Imperiul Austro-Ungar. Da, nu înțeleg ce scrie acolo. Sala de Consiliu. Bună dimineața! Unde găsești eu, domnul primar? Domnul primar? Da, da. Unde are birou? De partea... Acolo, nu? Da. Nu, acolo. Primar, nu viceprimar. Da, ce viceprimar? Cum se numește domnul primar? Corodii Atila, dar e în concediu. Concediu. Viceprimarul aici. Viceprimar. Am înțeles acolo. Da, da. Până atunci, nu ce merge serios.
până atunci vreau să văd care aici poliția locală. Cheia ușă. Aveți atâta cheia ușă? Da. Sunteți de la poliția locală? Da. Da, nu mi-am dat seama după mașină că... Da? Da, dar n-a scris, da, numărul... Scrie acolo. Numărul poliției locale. Numărul scrie așa. E acolo, e și da, 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 am văzut. Da. Bună ziua. Bună ziua. Confirm. Nu, uitați-ți cheia în ușă. A confirmat? Da, firmez, da. De unde sunteți? Din România. Ok, da? Dumneavoastră, sunteți, bine v-am găsit, sunteți tot în România? Sau, da? Da, așa, tot așa. Da, da. Bine. Sunteți și acolo la poliția locală? Da. Bine, domnule, mă bucur. Da, nu, am venit să văd și eu cum arată un palat. Dar de ce nu aveți la poartă aici un poliție local? Că m-a întâmpinat un domn de la pază. Da, așa este. Adică dacă tot avem poliție locală, să o punem la muncă. Suntem aici temporar. Nu, dar nu mi se pare ok, adică să avem poliție locală să contractăm o firmă de pază, adică sunt banii aruncați pe geam. Deci e preluatit de către primărul ăsta, nu știu. Da, da, așa, puteți să-i spuneți, domnule primar, domnule primar, nu mai aruncați banii pe geam cu cei de la pază, că avem poliție. Câți polițiști locali sunt? Câți sunt? Câți polițiști locali? De unde sunt? S-a... Gata, s-a morcovit domnul de la... polițial. Cred că e de la poliția locală. Eu nu știu. Eu, acum ori domnul de jos care e de la pază sau domnul acesta, pentru mine domnul ăsta e în civil. Eu nu știu cine este. De ce nu știu cine este? Ați întrebat ce am zis cine sunt. Dar n-aveți un ecoson, n-aveți un echipament de poliție locală. Adică... Nu ați intrat în sediu. Cum? N-ați intrat în camera ca să... Puteți să intru în cameră. Da. Filmează. Da, filmează. Vă filmez, doamnă, sunteți frumoasă, nu aveți nici cu son, nu știu cu cine, nu știu cu ce vorbesc cu nimeni, nici doamna, nici domnul, nici... Pe ce nu știu, nu știu dacă, pentru voi legile astea nu sunt valabile, adică să aveți un ecoson, să știi cetățeanul cui se adresează. Practic, sunteți ca la voi acasă aici. Nu vă deranjează nimeni. Uite ce părat frumos. Tu vreau, eu nu am treabă cu dumneata, dar dacă vrei să stai lângă mine aici, mă păzești? Dacă vrei m-a ajutat ceva? Ah, dacă mă ajutați, acum e altceva. Nu aveți ce să mă ajutați. De aceea am ieșit. A, da? Dacă aveți probleme, propune sau nu, ceva. Nu, n-am propune. M-am întrebat câți polițiști locali sunt, asta vreau să aflu. Ah, asta a fost întrebarea. 5 persoane. Ah, 5 persoane. Bun, bun. Deci momentan sunt. Și unde dar... sunt? Au un curs de pregătire. Curs de pregătire. Deci, conform legii, au obligația de a... Deci nu sunt în activitate? Nu sunt încă. Începând cu luna iulie. A, de-abia v-ați înființat. Da, da, da. Suntem la început. Da. Dumneavoastră sunteți domnul director, să care... Da. Că nu avem cum așa. Ați făcut studii sau... Adică cine? Ați terminat studiile înaintea celor de la poliția locală, să înțeleg. Domni agenți care o să termin studiul, da. Cursului de 3 luni, de da, fapt. Așa, nu, așa niște este. Cursuri de 3 luni. Și dumneavoastră le-ați făcut pe alea înaintea lor sau cum? Încă nu, A, și sunteți director fără să faceți niciun curs. Numit politic, să fiți serioși. Dumneavoastră sunteți și numit politic. Și eu am obligație de a urmări cursurile. Da, da. Referitor deci, la dumneavoastră. Deci condiția n-a fost la... Ați dat un examen concurs, ca să intrați... Da, 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 așa este. Câți au fost pe loc? Câte persoane au fost pe loc? La concurs? Da. Câți au fost? Numai eu. Numai dumneavoastră? Da, așa este. Păi, vedeți, deci... Ala a fost un examen formal. Nu, așa este. A fost organizat un concurs. Doamne, Săruna, ce lucrați dumneavoastră? Că am văzut că n-aveți un ecoson, să știu, adică... Ca așa, deontologie, nu, eu mă prezint, dar să știu în primul rând cui mă prezint. Ca așa spune codul muncii, că trebuie să aveți mie cu sun. Nu pot. Nu pot să discut cu cetățeni, că pentru mine sunt simpli cetățeni, că n-au ei cu sun. Am întrebat de la dumneavoastră dacă putem ajuta, nu știu. Domnule, eu mă plimb, am vrut să văd și eu palatul ăsta cum arată. Din ceea ce văd, nu există monitorizare video. Adică dacă dumneavoastră acum îmi dați mie una în cap și îmi luați telefonul, da, poate luați telefonul.
Vedeți, neavând monitorizare video, risc să rămân fără bunurile mele și bătut. Așa credeți? Da, într-o instituție a statului. Vedeți? Mai sunt chestii de-astea care trebuie să reglementate. Și pentru chestia asta am adunat domnul viceprimar să vorbesc cu dânsul. Da. Și ați putut? Nu, acum mă duc. Am venit să vă anunț că aveați ok, nu știu. A, mulțumim. De asta am venit, că da, inițial aici vreau să mă duc. Aha. Ok. Da? Vă doresc o zi bună. A semnat condica de prezență pentru... Cine? Tot personal, inclusiv dumneavoastră. Pentru de... Ați trecut și ora intrare? Cum să? Și ieșire? Când o să ieșim? Când terminăm, ieșim, da. Deci toată lumea a sunat intrare, ieșire. Sigur că da. O să trimit la poliție să vă verifice chestiile astea. Înțelegeți? Pentru că sunt anumiți funcționari care vin așa când vor, pleacă când știu. Vor. Da, nu, vorbim în toată țara. Nu, general, la, nu vorbesc că n-am, deocamdată nu am nicio dovadă. Mă respectăm legea atunci. Da, asta mă interesează. Mă duc la domniță. O zi bună. Sănătate. Ce scârție e pachetul ăsta? Seama, ce scârție e pachetul ăsta? Nu-l las, nu las mai dat joasă cu lac sau nu las mai ce jefut? Ce ajuta? Domnul Vice este acolo? Momentan se află într-o ședință. A, lăsați-l că nu. Transmiteți-i că trebuie să monitorizată primăria. Și jos acolo, deci, la intrare, nu scrie nimic că ar fi primărie. Adică să pun o sigla acolo. A, nu, chestiile astea, că vreau să mai întreb dacă poate să și justifice declarația de avere, adică dacă este... Este trimisă deja. Este trimisă? Da, cum să nu. Pe 2022? Da, evident. Nu, că n-am până pe 15 trebuia trimis. Nu l-am văzut și de asta. L-ați văzut? Da. Ai încercat să... Mai caut, nu? Da, da, da. Sunt de exemplu, lista salarială jos, m-am uitat, n-am văzut-o. Eventual să încercați să vă întrebați la HR. Ce cui se întreba HR? Nu înțeleg. Unde suntem? Jos, la avizierul public, unde este domnul acela cu burtă. Așa? Și ce cu domnul acela? Păi, acum nu e avizierul acolo, public. Care e întrebarea dumneavoastră acum? Că n-am găsit, dați-mi și mie o listă salarială, să văd ce salarială. Cum să vă dau eu o listă salarială? Da. Nu la mine a trebuit. Dar la cine? Haideți că vă arăt. Nu sunteți doamna secretară sau? Și nu am listă. Păi, da, dar cine o are? Ia să vedem cine are listă. Ia, doamnă, să vedem cine are. Dar dumneavoastră faceți un film? Da, eu filmez. Pentru? Pentru opinia publică. Mergem. Nu mai am, doamnă, întrebări, că s-a supărat toată lumea pe mine aici. S-a supărat toată lumea pe mine. Nu suntem supărați. Nu? Ia uitați, vedeți, nu există nicio cameră de supraveghere. Tot, nici aici, nici jos, nici... Nu este în regulă, pentru că... Există o lege care... Trebuie să fie un dosar de evaluare de risc al clădirii inclusiv, care mi-e greu să cred că are. Nu are nici gratii, ia uitați, deci nu cred că are clădirea asta dosar de evaluare. Primar. Ia, stați o secundă. Bună ziua, sunteți domnul primar? Nu, secretarul. Da. Domnul primar este în concediu. Ce rugăminte am? N-am văzut la intrare că scrie acolo, primărie nu scrie nimic. Adică eu n-am știut, eu nu înțeleg nici limba maghiară, nici, dar nu neapărat eu. Nu scrie absolut nimic. Da, sus, mă, acolo. Nu, e două drapele și atât și nu este absolut nimic. Și dosar de evaluare de risc aveți aici la primărie? Adică monitorizarea video lipsește cu desăvârșirea. Cu toate... Nu te salarizare, dosar de evaluare de risc. Legea 301 pe 2012. Nu știu. Da, nu, cu doamna aveam altceva discutat. Dar doamnă, ca și secretar, notați-vă ca să
că o să trimit poliția, înțelegeți? Să verifice chestia asta. Permiți, vă rog, că chiar... Gata, că chiar. No, că chiar n-aveți timp. Gata, doamne. Munciți sau ce, vă grăbiți? Evident, deci nu am gata, am înțeles. Dar nu. Da, vedeți, sunteți nervoase acum. Ce iritată sunteți. Vreau ce să vă ajut, dar nu pot să stau, că dumneavoastră facă ziua. Dacă aveți... Ce frumos e aici. Îmi place... Ce a fost aici înainte, în primărie? În fața lui. Aici? Aici? Oh, și referitorul de asalăzare, aici da. Puteți să... Mulțumesc! Bună ziua, știți! Dați-mi și mie o listă cu salariile. Este aici pe pagina web a instituției. Am căutat pe acolo, dar legea vă obligă să o aveți și la vizierul public. Da, dar este pe pagina web a instituției și puteți să găsiți și pot să vă arăt unde este. Nu înțelegeți, nu înțelegeți. Ideea este că cetățenii nu au toți internet. Bunica mea are telefon cu butoane și vrea să vadă ce salariu a domnul primar, ce salariu a dumneavoastră, ce salariu. Și de atunci, la vizierul public trebuie afișată. Am înțeles. Adică chiar și în lege scrie așa. Am înțeles. În 153. Vă imprim una? Poftim? Vă imprim. Da, dați-mi. Dați-mi vă rog. Ok. Ca să o lipești jos acolo. Vă lipesc eu acolo. Să vadă lume. Stați cu geamul deschis, nu aveți aer condiționat? Oh, ai moment istoric. Și nu s-o mai pune aer condiționat la un moment. Vă băga prin geam pe acolo, vă. Gata? Asta. Da. Deci aveți funcțiile. Ca să vă explic, da, ca să da, înțelegeți. Da. Aveți funcțiile publice, da, contractuale și okay, alte funcții. Da? Da, da, să le pun acolo. Ok. N-aveți un scoț sau ceva? Nu. Sau dați-mi un bolduri. Din ăla da. Are jos. Are jos. Bine, gata. Să rămână să arătați o zi bună. Palatul Versailles, ca la Paris aici, mai ceva ca la Paris, că nu știu pe unde să cobor, ce mai e, mă, frate, cultural, serviciu. Eu uite și auzi la chiar mă și aici. Ce faceți? V-ați uitat pe cheia mă și aici. Da, e ok, e aici. Da, da. A, da? Da. Ce este aici? Ce compartiment? Cultural. Ce să faci mai exact? Ce? Organizarea evenimentului, proiecte. Ok, bine, să rugați la revedere. La revedere. Păi, mie mă căutați. Bună ziua, ați primit ce am studiat. Da, dar nu este trecut primarul și viceprimarul și sunt din 2020. Deci sunt, da, din, sunt acolo. Nu înțelegeți dumneavoastră, este o lege care... Dar de ce vineați după mine cu... Eu nu am venit după dumneavoastră, domnul vorbim. Ia uitați. Da. Stați așa ca să nu... Păi, dar nu aveți dreptul să vă fotografiați. Ia, n-am dreptul să vă fotografiați. Ia-mi luat după mine. Ia-mi luat după mine. Și uite ce m-a agresat. Nici nu m-a agresat, am umplit la poartă. Ce m-a agresat. Cum, dar ce vreau să-l... Asta telefonul îmi place, domnul. Pui mâna pe telefonul meu? Ce? Uite ce m-a agresat. Hai, treci!
Băi, omule, nu mă pizi. Băi, nu-ți băie cu tine, ha! Îți schimb poliția. Îți schimb poliția, om. Ce vrei? Ia uite ce vă... Hai, treci, nu mai fii, mă, că nu e bine. Ia uitați-vă, frate, sunt escortat de doi paznici. Mai aveți unde așa bătaie. Este? Dar cine v-a spus să faceți chestia asta, să tragi din mine, să mă dați afară? Cine v-a spus chestia asta să faceți? Domnul ăla care a venit cu dumneavoastră? Domnul care a venit cu dumneavoastră? O să chem poliția, omule. O să chem poliția. Ia frate. Ce oameni, mă, frate. Ce oameni, vă dați seama. Toată chestia a organizat omul ăla care e cu chelii, vă spun eu. Mai mult ca sigur. Vă spun eu mai mult ca sigur. Toată chestia asta a organizat omul ăla cu chelii. Ia uitați-mi. V-au dat afară din primărie. O să le fac niște plângeri mai degrabă. O să le fac niște plângeri. Pentru că asta este o instituție publică și nu poate să-mi restrângă accesul un paznic. Ia uitați cum stă acolo. O să răspunzi în fața legii, dumneata. O să răspunzi în fața legii. Ia uitați cum îmi blochează el mie accesul. Că vreau să mă să pun listele astea la... Ia uitați-mă, frate. Ia uitați cum îmi blochează accesul în instituții. Abia respira. Ia uite ce... Mamă, ce sălbatici, băi, frate. Abia respira omul ăsta, crezi că face infarct. Să nu-l deranjez. N-am vrut să mă pun la mintea lor, că dacă nu coboram, vă dați seama că își băgau tonfa. Ia uitați-vă, frate. Ce e aici, mă? Vă dați seama? Ce s-a ajuns în țara asta? Paznici puși de ăla, că era secretar, dar nu știu, parcă mi pare cunoscut, parcă l-am văzut pe la TV, cred că e primarul. Eu cred că e primarul omul ăla. Și a venit și a pus oamenii ăștia pregătiți, i-a pus pe mine. Dar cum mă împingeau ei cu ea, uitați, ca să nu filmez în primărie aici. Ce tare. Băi, frate, v-ați făcut de râs, băi. V-ați făcut de râs, să vă fie rușine, că nu-i casa voastră aici. Am drepturi în țara asta. În caz că nu știai, am drepturi. Ce s-a întâmplat? Păi ia uitați ce s-a întâmplat, ia uitați-vă, domnule. Ce s-a întâmplat? Lasă, domnule, telefonul. Aveai puțin să faci infart, omule. Te-am lăsat în pace, că m-am gândit la sănătatea ta, că nu eram obligat să cobor de acolo. Ar fi trebuit să mă las pe sus. Băi, omule, dar ei n-au, e cu soare, n-au, nu știu pe cine, cum? E cu domnul ăsta de la, ia uitați, el este cel care era cu, care a venit cu astea, cu cămașa. El este cel care îi dirigează. Bine, că el zice că e director ajung, dar a zis ce a spus, că director, de fapt, dar n-a dat niciun examen ca să, de fapt, ăsta care a dat a fost singur pe loc. N-are cursuri, de fapt, că era așa că n-a făcut cursuri. N-a făcut cursuri, omul ăsta. E deja director fără cursuri, adică cu un singur candidat, cu un singur post. Intrați, că numai eu sunt... Numai mie mi se interzică drepturile fundamentale în țara asta. De fapt, nu știu aici, dacă sunt în România, voi fi în Budapesta, unde fi, nu știu unde sunt, că... Orice este posibil, adică pot să iau și bătaie. Exact ceea ce v-am spus, atât timp când nu există monitorizare video, doar aici ce este, da? Asta e afară din clădire. Oamenii ăștia înăuntru acolo puteau să mă bată, puteau să... N-ați văzut cum băgam mâna în telefon? Cum băgam mâna în telefon? Ia să chemăm poliția, să le dea amendă. O să chem poliția acum.
Îți chem poliția acum, așa. Acum, call the police. Call police. Acum, acum. Acum sunt poliția. Ia uite cum stă, bă, parcă zici că-i... O să vă sun poliția chiar în momentul ăsta. O să răspundeți pentru ceea ce faceți aici, să știți. Credeți că faceți din capul vostru tot ceea ce vreți voi în țara asta. Gata, sunt la poliție. Tot. E nuntă aici, mă, frate. Se face nuntă azi. Unde ați plecat, doamnă? Nu mai stați la program? Plecați, umblați brambura așa, parcă sunteți plătiți din banii publici să vă plimbați, nu să stați la muncă. Da, ce vă uitați așa la mine? Vă uitați, dar vă uitați prost, vă mai și strâmbați. Nu e bine. Uite, să plimbă. N-au treabă, vă să... Ei sunt aici cu... ca la casa lor. Să fi fost la privat, jucau păsărul. Nici poliția nu-mi răspunde. Nici poliția nu răspunde. Gata, ți-ai făcut datoria și ai plecat, a? O să răspunzi în fața legii, o să-ți fac plângere penală. Bună ziua! Bună ziua! Domnule, mă aflu în fața primăriei Miercurea Ciuc și am fost agresat de doi paznici, unul fuge, altul abia mai răsuflă. Vă rog. Da, pe dacă nu-mi răspund, domnii, am sunat peste tot. Nu sunt la 1-2, domnule, că n-am urgență. Adică am fost... Rămâne, bine? Da, sigur. Ha, ia uite cum a parcat el aici, dar el n-are, că n-are cum să aibă el girofar sau să fac el ischipițile astea pe... Unui talentat, centura la spate. Bună ziua, mă numesc Nițu Robert Gabriel și solicit un echipaj de poliție la primăria Miercurea Ciuc, chiar în fața primăriei. Domnule, ce se întâmplă? Am intrat să văd la vizierul public ce salarii au domnii ăștia primari, viceprimari, consilieri, ce mai sunt ei pe aici și nu am găsit-o. După care am urcat să văd, adică să solicit, practic. Bine, așteptați că să vă trimite cineva acolo, bine? Deci am fost agresat, domnule, m-au scos afară, doi paznici, unul a fugit și a mai rămas unul care abia răsuflă să nu cumva să facă vreun infart acolo. Nu mi se restrânge dreptul de a intra într-o instituție a statului, deci în acest moment eu nu pot să intru. Că vreau să afișez listele astea salariale, cum vă numiți? Să le afișez la Nițu Robe Gabriel. Ce? Ați fost agresat? Da, am fost agresat de doi paznici. Așteptați acolo, pot să vină. Vă rog, da, bine, mulțumesc. Am fost agresat. Arăți bine, mă. Arăți bine. Păi da, că dacă mă puneam cu domnul ăla, ia să te duci să vezi. Unde te-ai ajuns? Păi nu, că mă accidentau, dacă nu. Dacă nu eram atent, mă accidentau domnii ăștia. Sunt live pe Facebook. Mă bubuiau. Cum? Da, live pe Facebook, live pe Facebook. Ce, măi, ești bărbat, te plângi așa? A, da? Păi ia, hai cu mine, hai să vedem dacă mă lasă simt. Mă aperi tu, nu? Mă aperi tu dacă e, nu? Da, băi, bă. Eu cred că mi-ai rătăcit. Nu știu care din noi, că bă, că umbli cu laptopul ăla, parcă zici că a scăpat din trafic. Eu cum trece, el n-are treabă cu trece de pieton. Zici că a scăpat de la penitenciarul Miercurea Ciuc. Ia să vedem, vine domnul sau... Am chemat poliția. Am chemat poliția, maștri. Maestre, acum să te văd. Ia uite. Ce să-i faci, mă, omule ăsta? El să cred din casa lui. Cine ți-a spus să faci așa, primarul? Ia uitați-mă, frate.
Da? Deci voi vă dați seama, omul ăsta a absolvit cursurile, de, să presupune că a absolvit cursurile de pază, dar nu știu. Ia, acum a venit poliția. Deci omul ăsta s-ar presupune că ar avea studii. Și așa se manifestă el când vine un cetățean în primărie. Adică așa, el asta a învățat. Să stea cu mâna acolo, să nu filmez eu. Păi da, poate filmez pe aici, uite, filmez pe aici. Hai să te tai acolo cu mâna, ce faci? Hai să te tai toată ziua, să te muți cu mâna după un triunghi pe altul? Ia uite, iar se săcește. Și el asta a învățat, mă, frate. De-aia este el pus aici. De-aia este el pus aici. Deci am primit lista salarială. Numai primarul și viceprimarul nu. Și astea sunt din anul 2020. Da? Deci din 2020. Deci nu sunt actualizate. Ia. Haideți să le vedeți pe toate. Ce mi-a dat mie aici? Mi-a dat de la muncitor, de la... Deci, de la primar și viceprimar, care au cele mai interesante, nu mi s-a dat. Director executiv, 11.000. Director executiv adjunct, 10.000. Om, 9.000, șef serviciu, șef birou, numai șef. Da? Și a treia listă? Uite. Dar nu știu de ce n-au scris ei cu, și sporurile, că dacă mai iau valcii, nu mai iau. Că valcii au avut pe 2020. Dar nu le văd, nu rezultă nicăieri că... Da, deci... 14.000, director executiv. Iar director adjunct. 13.000 și ceva. Șef, serviciu, 11.000, șef, birou, 9.000. Numai șef și numai director. Nu știu, am mai trecut o mașină de poliție, am mai trecut una. Nu mai veni, nu mai veni. Hai că vine poliția acum. A chemat poliția, domnul, nu știu ce sunteți, primar, secretar, că nu știu ce funcție aveți. A chemat poliția. M-au agresat și m-au scos afară, să știți. Vă pare bine, vă. Ia uite. Uite, cu țigara în instituție. O să fii sancționat, omule, legea 15. N-ai voie nici în fața instituției să fumezi. O să fii sancționat, dumneata. Ia uite-l, mă, frate, cum zici că e boierul boierilor, mă, el este, el, nu mai, nimeni, nu mai are nimeni nimic. Trăgeai de mine, m-am gândit la sănătatea ta, că zici să nu faci un infarct pe acolo, pe scări. De-aia v-am lăsat, că puteam să nu cobor. Să vă ce-mi făceați. Băgați mâna în mine, băgați mâna în telefon, m-am scos de acolo, pe sus. Cine v-a pus, domnule, să faceți abuzurile astea? Domnule, cine v-a pus să faceți abuzurile astea? Omul ăla care a venit cu... care a plecat acum, care... nu știu ce-o fie aici. Primar sau ce este asta? Sau secretar, ce este el, că este? El v-a pus? Că o să dai declarații la poliție, omule. Îți fac plângere penală. Purtare abuzivă. Articolul 296. Ai auzit de el? Câte legi cunoști? Nu cunoști nici pe aia, pe 333 ăla, nici pe ăla măcar nu-l cunoști. Nici măcar pe aia nu-l cunoști. Vii și mă agresezi. Și tragi de mine. Ce? L-ai chemat pe ăla de la intervenție. Ce ai zis? Că nu poți singur să ai, că mai chem unul să... Ăla mai deștept. De când a venit, a urcat mașina pe trotuar. Să credea în... Se credea că face parte din trupii SIA. De unde se credea că face parte? Mergea cu centura legată la spate, la mașina de intervenții. Cred că a trecut 7 semafoare pe roșu până a ajuns aici. Ca de obicei așa am văzut că... Nu mai fuma, că și așa ești gras, îți afectează, abia mai respirai. Îți spun sincer, m-am gândit la sănătatea ta când te-am văzut că abia respiri. Cum? Cum să mă duc dacă eu am chemat poliția? Stai să vezi că de-abia de aici încolo începe spectacolul. Ia uză-i. Ia uză-i cum vin. Ia uzi? După tine vin ăștia. Uite-i. Uite-i. Uite poliția. Uite poliția. Uite poliția.
Aici, domnilor, aici. Veniți și luați-l, luați-l pe domnul, băgați-l acolo, în dubă. Bună ziua. Luați-l, luați-l, domnule, luați-l, băgați-l în dubă. Luați-l, că numai necazul mi-a făcut. El este. El este, el, luați-l. Domnul ăsta de la pază, ia uitați-vă la el. Mă numesc Nițu Robe Gabriel. Da, eu am sunat. N-am sunat la 1-2, eu am sunat la dispecerea. Domnul. Un buletin vreau să prezentați. Buletin. Domnul, dacă mai luat cu buletinul, nu cred că ești profesionist. Bună ziua. Cazacul de la poliție. Nițu Robe Gabriel. Ce s-a întâmplat, domnule? Mă filmați, nu? Da. Ați uitat să-mi aduceți la cunoștință. Da. Să trecem puțin. Da. Dumneavoastră vă dau cartea de identitate, că buletinul am. Da? Ce s-a întâmplat? Domnule, uite ce s-a întâmplat. Am pătruns în... Aici eu pot să intru unde sunt și de astea, că eu inițial n-am știut ce este. Ia uitați-vă, că nu scrie nicăieri ca fi primării, vedeți? Și am observat chestia asta. Acolo cred că o fi fost vreo placă, probabil, și am observat chestia asta, înțelegeți dumneavoastră? Și am intrat să văd dacă e primărie sau nu, că mi-au spus cetățenii de aici că aici ar fi primărie. Am intrat aici în față, era domnul, m-a întâmpinat așa, o stir cu o burtă mare și cu mâinile așa, parcă așa. Și m-am uitat pe avizierul public, că sunt și pe o parte și pe cealaltă aici. Sunt avize public, dar sunt foarte puțin, sunt 2-3 hârtii, printre care lipsea lista salarial. Și am zis să merg la secretar, la primar, la cine... Păi ce trebuie să spun, domnule? Păi când te-am întrebat cu ce te pot ajuta, n-ai zis nimic, ce... ai zis că nu te pot ajuta. Și asta este... De... În, fiecare, păi da. În fiecare birou în parte și ai provocat oameni de acolo și nu ai lăsat să lucreze. Ați auzit ce zici că am provocat oameni de acolo? Dar el nu se bazează pe nimeni. Asta știi ce înseamnă provocarea? Cu injurii, cu toate chestii, știți foarte bine ce înseamnă. Dânsul n-are habar de lege. Adică vorbim despre o persoană care n-are habar de lege. Dânsul de la pază. Da, eu am mers la, cum spune domnul, că din birou în birou, n-am fost din birou în birou, am întâlnit pe hol. Ai fost în trei birouri. Am întâlnit pe hol. El, și că am fost în trei birouri, dar el era jos. Monitorizare video nu există în clădire. Nu e competența poliției. Ba da, este trebuie să aibă un dosar de evaluare de risc, HG301/2012. Trebuie să fie. Acum, bine că dosarul și aici este o cameră acolo, dar geamurile nu au gratii. Deci toată clădirea nu are gratii. Aici nu există dosar de valoare. Deci dacă există, este făcut ilegal și mi-e greu să cred. Ce se întâmplă? Ia. După aia au dat telefoane de acolo angajații că nu se poate. Și am chemat intervenția și l-am spus să facă. Atât. Da. Ați fost agresat? Da, a fost agresat. De agresat, domnul și domnul de la domnul celălalt de la. Haideți ca să vă explic. Agresiunea. Da, haideți să vă explic. Agresiunea a constat în faptul că m-au luat pe sus. Dacă eu nu coboram, mi-au tras de telefon, au tras de mine. Eu am filmat toată chestia. Ca mai multe camere. Să nu crezi că aveam numai telefonul, domnul, că trăgeai mata și abia mai respiram. Mi-a fost milă de azi, zis, nu fac vreun infart. De asta m-am zic, nu m-am opus. Pentru că dacă mă opuneam, sunt sigur că ieșea rău. Adică din punctul meu de vedere și arău, din punctul lor nu, că ei sunt obișnuiți cu... Ce s-a întâmplat? Am pătruns acolo în palatul ăsta, că e un palat până la urmă. Clădire. Da. Și am găsit pe hol o doamnă. Deci n-am intrat nicăieri. Am întrebat, doamna unde are birou primar. Și mi-a zis că primarul e în concediu, că ar fi viceprimarul. Și m-a poftit doamna acolo unde era viceprimarul. Între timp am observat o cheie în ușă, la un compartiment, care ar fi poliția locală. Am zis să mă întorc să le trag atenția, să-și ia cheia din ușă de acolo, că uite astea acolo, nu știu. Și n-am apucat să intru, că deja a ieșit un domn, că e de la poliția locală, am purtat o discuție cu dânsul. După care m-am dus la domnul viceprimar. Domnul viceprimar ar fi într-o conferință, ședință, și era probabil doamna secretară, că ei n-au ecosoane aici. De exemplu, ia, vă rog frumos să-l sancționați, că el n-are echipamentul complet, adică n-are tonfă, n-are cusună, n-are nimic.
Da, 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 deci să-ți sancționați. Așa, deci l-ați văzut că n-are nicio, l-ați văzut, da? Că nu-i competent nici pe oameni. Cine ați solicitat până aia? Stați să vă explic ce s-a întâmplat. Continuare. Și doamna de acolo, de la acest domn vice, zice, haideți cu mine că vă, i-am spus, doamnă, ia uitați, aici trebuia să fie, să scrie primărie, da? Deci nu scrie, nu scrie. Și asta vreau să-i spun domnului vice. Domnule, scrie-și dumneavoastră acolo primărie, că, ca să știe omul, că nu scrie nimic. Și cu chestia cu liste salariale, vreau să-l întreb unde sunt afișate, că nu le-am găsit. Doamna de acolo, de la secretariat, zice, haideți cu mine într-un birou, că vă dă listele astea cu salariale. Și am fost într-un birou, mi s-au dat într-adevăr, am ieșit afară, vreau să plec. Dar între timp stăteam și mă uitam că lipsește salariul primarului și viceprimarului din listele astea. Înțelegeți? Și stând eu și uitându-mă acolo pe hol, au venit acești domni de la pază, m-au luat pe sus și m-au scos aici afară. Deci se numește purtarea abuzivă, articolul 296. Bun. Vreți să depuneți plângerea? Sigur că da. Vă rog să... Da, da, identificați-l, domnule, și mai este, da, da, mai este unul. Mai este unul. Urmează să facem verificări, noi am identificat o persoană. Da. Și urmează să efectuăm verificări și identificăm și pe a doua, stați, nu știu. Da. Sau câți au fost? Două persoane. Domnul, nu știu, că mă păzești cu laptop, a venit, s-a întors, nu știu, tot după aici, că e cu fi cu ei. Deci, n-are, e cu somn, n-are tonfă, da? Nu, ăla nu trebuie să stea pe interior. Ce să scoți burta, ce vrei să scoți? Domnule, deci nu avea nici, eu l-am filmat și prima dată. Ce face el? Domnule, să știți foarte bine că fapta e consumată și trebuie sancționat, da? Tonfă nu are, deci echipamentul nu e complet. Până să, eu fac oricum plânge la IPJ, la inspectorat. Pentru că până să mă găsesc cu el, el nu avea nici măcar geaca asta. Adică atunci când ne-am găsit prima dată, avea numai bluza aia. Păi și bluza face parte din echipamentul de... N-avea ecuson. Nu l-avea. N-are tonfa nici acum. Va fi sancționat pentru că n-avea ecuson. Și nici tonfa. Da? Nici tonfa. Uitați-vă la el că n-are tonfa. Nu-l puteți obliga dumneavoastră să poarte geacă. E cald afară. Poartă tricou care e în dotare. Da, nu, dar n-avea ecuson și tonfa. Da? Deci sancționat pe legea 333. Să fii sănătos din el. Și să fac plângeri pentru că m-a scos afară pentru purtarea abuzivă. Eu am dreptul în țara asta, să știi, am dreptul să intru într-o primărie, să ies, să, atât timp când nu adresez injurii, n-am deranjat pe nimeni. Dumneata habar n-ai avut ce s-a întâmplat, ai urcat sus și m-ai luat pe sus. Să-ți spună cum îl cheamă pe celălalt. El habar n-a avut ce s-a întâmplat, acolo că el era jos când am făcut o chestie asta. Dar știți ce se întâmplă? Că a venit cu un alt domn. Nu, e altceva, dar este altceva, am văzut că e cu persoanele privind, nu știu, cu dizabilități, nu știu cu ce este. O fi vreo clădire asta a primării, dar nu scrie, deci nu scrie. Nevăzătorilor din România, deci nu scrie nimic, m-am uitat peste tot. Ce să scrie aici? Deci nu scrie nimic. Nu scrie, domnule, ei trebuiau să aibă scris mare, nu pe un afiș sau... Da, păi și ce? Am greșit eu că m-am intrat să... Eu am spus că ați greșit dumneavoastră? Am afirmat eu lucrul ăsta? Domnul este de la... Poliția locală. Director. Uite, are insignă, da? El n-a luat niciun... Aveți cursul, domnule, aveți insignă, dar cursul nu aveți. Că mi-a spus că nu aveți cursul. A fost angajat, practic, pe un post cu... un examen singur pe loc. Și aveți insignă. Da, nu vă înțeleg nicio. Uite. Am fost scos, domnule, afară abuziv. Din cauza? Din cauza cui? Asta zici eu, din cauza? Eu am fost acolo, n-am fost la fața locului. Păi și dumneavoastră pentru ce mai sunteți aici? Dacă pe mine m-au scos paznicii abuziv, m-au scos de aici, din instituție. M-am scos panici, am văzut. Dacă vă pot ajuta pentru asta. Păi cu ce să mă ajut, domnule? Că dumneata nu m-a ajutat cu nimic până acum și dumneata trebuia să veghez ca eu să nu fiu scos afară. Cabinetul vice... Am intrat fără chemare? Da. Aveți audiență? Sau ceva? Nici n-am intrat. De unde știi dumneata că am intrat? Poftim? De unde știi dumneata că am intrat? Și n-am dreptul, să intru să vorbesc cu... Eu am întrebat de la dumneavoastră dacă vă pot ajuta, așa este. Dacă n-aș fi avut audiență, cum spui dumneavoastră, n-am dreptul să intru la birou viceprimar, dumneavoastră te auzi ce vorbești? Aici nu-i SRL, este o instituție a statului. Da, așa este. Așa să fie. Da. Așa trebuie să fie. Nu cum spui dumneavoastră, că dumneavoastră sunt numai prostii acum. Numai prostii.
Nu știu, tu ești angajat, cum ai spus acum, de puțin timp, ai dat un examen, ai fost singur pe loc, singurul admis, singurul candidat. N-ai cursuri, n-ai cursuri la asta de pază, nu mai protejează sub nicio formă, ăia m-au scos afară, probabil râdei. Uitați, uitați echipa de intervenție, ăla a fost care, ăla cu mașina aia, a parcat pe trotuar aici, a intrat, a parcat, deci să ia pe ochiul ăsta 95 sancțiuni. Va fi identificat. Păi, înțeles. Da, eu n-am nicio problemă, eu o să merg să vă fac, n-am treabă cu dumneata, nu-ți fac nicio plângere, că nu mă interesează, ce nu știu dacă, nu mă, nu mi-ai făcut nimic, o să le fac plângerii domnilor. Okay. Domnul și domnul. Nu, domnule, mă puteați ajuta atunci când m-au luat domnii aceștia pe sus și mi-au încălcat drepturile fundamentale de a intra și a pătrunde într-o instituție a statului. Ia uitați-l, ia uitați-l cum, el e șmecher acum, ia uitați-l, cu mâna, centura la spate, da, ăștia sunt. Mergeți la sediu la noi să depuneți plângerea sau ne sesizăm noi din oficiu? Ca să nu mai pierd timpul, eu oricum o să trimit din oficiu, să foarte știți. Bine. Eu o să trimit prin e-mail, imaginea cum o să fie publici și o să vedeți că tot ceea ce v-am spus eu, așa okay. Este. Eu n-am spus că nu aveți dreptate. Da, înțeles, foarte bine. Aveți de asta termen, și termenul legal, trei luni, știu, sătul de chestiile astea. Acum se sesizăm. Da, foarte bine. Ne sesizăm din oficiu. Foarte bine. Vă mulțumesc. Da. Deci am găsit și polițiști profesioniști care au știut să abordeze problema, pentru că țara este plină și de polițiști incompetenți care la prima strigare din păcate ori sare la tine, ori, da? Vă mulțumesc. O zi bună, vă doresc. Sănătate. Deci noi ne sesizăm din oficiu. Mă bucur. Dumneavoastră aveți 3 luni la dispoziție. Învață tinere că domnii sunt profesioniști. Gata, și mulțumesc. Vă doresc o zi bună. Domnule, te rog, ia astea, pune-le la vizierul public acolo, dacă vrei să le iei. Și spune domnului primar și domnului vice că salariile lor nu sunt nici aici, nici pe site, nici nicăieri. Și astea sunt deci din 2020. Deci eu am vrut să le pun la vizierul public acolo, dar n-am fost lăsat, că am fost scos pe sus, domnule, pentru asta le-am luat, să le afișez la vizierul public, să le bag acolo. Dar cum să le, dacă mi-au scos afară cu tot? Deci eu le-am luat de la doamna care era de la birou. Asta ați găsit pe sac, nu? Nu am găsit, domnule, n-am găsit. Mi-a dat doamna acolo. De acolo, de la unde contabilitate sau ce-o fi fost, și am coborât jos și să... Nu înțelegeți, legea îi obligă să... Doamne, doamne, nu cunoști legile, eu ți-am mai spus, legea 153/2017, la articolul 33, spune că trebuie să le aibă afișate și la vizier. Dar trebuie, dacă nu cunoști legi, ce să... Ia uitați pe domnul ăsta, ăsta ne păzește permanent, da, deci el trebuie identificat. Da, păi da, cum? Cel care m-a luat pe sus, Alba m-a luat pe sus și a fugit. Nu vă dați seama, deci... Va fi identificat și măsurile vor fi legale, vă garantez eu lucrul ăsta. Eu vă garantez eu lucrul ăsta. Tocmai de asta am apelat la poliția română, dacă n-ar fi fost, nu știu ce se întâmplă. Înțelegeți? Niște paznici care ei fac legile aici. În lipsa plângerii dumneavoastră, v-am spus, noi ne sesizăm din oficiu. Okay? Până de seară eu am făcut plângerea, okay, am și publicat să-i vadă lumea. Vă rog să o trimiteți prin mail la inspectorat. Sau... Am 4.000 de petiții, n-are nimeni toată România. Ok. Deci știu ce am de făcut. Domnule, eu v-am spus că afișați-le acolo. Nu? N-am zis că dumneavoastră nu știți ce aveți de făcut. Da. Asta e obligația mea să vă aduc la cunoștință. Bine? L-ați identificat? El a fost. A, iată, au mai multe mașini. Da, bine, aveți, o să apară public oricum toată chestia. Deci avem identificat o persoană, cu siguranță va fi identificată și a doua, că o să facem adresă la firma de pază să ne comunice cine, dacă... Exact. Bine? Pentru agresiuni o să răspundă. Să știți că eu am drepturi în țara asta, domnilor. Și asta să știți dumneavoastră, domnule, la poliția locală, că oricine poate să intre în palatul ăsta să-l vadă cel puțin. Avem dreptul ăsta să-l vedem. Da? Și pe interior și pe exterior. Nu trebuie să ne pui dumneata acum beți în roate. Sănătate, vă mulțumesc, la revedere. Yes.
Nagyon vagány volt, hát majdnem tele volt az asszony a rúgka, kb. 30 szép volt üresen, azt mondja, Katika még annyi se, úgyhogy kárház volt. Hát Gyurka, mikor jött haza, egészen Postavuna. O duceți bine la bibliotecă aici. Când la cumpărături, când la muncă. Doriți ceva să vă ajutăm cu ceva? Da. Da. Dacă aș vrea să citesc o carte. Înțeleg, da. Ce mi-ar trebui? Deci trebuie să vă înscrieți la bibliotecă, jos la intrare se poate înscrie și atunci reveniți să vă dăm ceva ce vă interesează. Și pentru internet la fel sau cum? Pentru? Internet. Internet la fel trebuie să vă înscrieți, da. Dar nu e mare lucru înscrierea. Aveți buletinul la dumneavoastră. Da, da, da. Haideți cum mă duceți acolo. Can I help you? Can I help you? Tessék, mivel segíthettek? Cu ce vă pot să ajut? Aia, așa aș fi trebuit să vorbesc de prima dată. Păi dacă n-am știut... Pentru că știți ce se întâmplă? Totuși mai suntem în România dacă... Da, dar n-am știut, nu scrie pe fond. Nu suntem nici în Ungaria să vorbim, adică este o instituție publică. Și așa trebuie întâmpinat cetățeanul. După care, dacă el nu știe limba română, vorbește mi-asta acolo ce să mai face. Da? Sunt maghiar. Și eu sunt român și asta 20 de ani în Spania și nu le-am vorbit în română cetățenilor. Deci majoritatea cititorilor este maghiar și de aceea
Am vorbit în engleză și n-am înțeles ce ziceți. Mi s-a părut că e în engleză, de aceea am zis să ne amintim. Am încercat să vorbesc ce vorbeați dumneavoastră. Dar n-am înțeles. Dar nu mi-a ieșit. Că vorbiți românește, de aceea am vrut să învăț limba maghiară. Da, deci m-a trimis de la etaj de acolo, da, să fac un permis de... Bine, aveți buletin? Da, nu. Uitați-vă aici. Trebuie să completați un angajament. Vă dau un fix. Eu vă și filmez, ca să știți. Vă filmez, da. Să nu mă filmați. De ce, doamnă? Dar nu sunt de acord. Dar dumneavoastră... Da, deci dumneavoastră... dacă eu nu sunt de acord, nu puteți să folosiți. Da, dar ia uitați-vă aici, de exemplu, aici se filmează, ia uitați-vă, vedeți? Uite, uitați aici. Adică de ce să nu fiu, eu de ce da, să nu filmez? Da, trebuie să fiu, camere, video. Așa, și aici e casa dumneavoastră? Eu zic că ar trebui să vă treziți la realitate. Bine, că aici deci, sunteți într-o instituție a statului, nu știți la noastră acasă. Atunci vă rog să completați formularul. Da, nu, cum puteți. Mulțumesc. Vă ce? Uitați aici, doamnă, am completat. Dacă vă deranjează că vă filmez, sunați poliția. Da, nu aveți. Păi de asta zic, eu vă filmez și sunați poliția ca să îmi dea amendă. Da, acum aveți nevoie de ceva? Da, sau... păi nu v-am dat ce am nevoie să mă înscrieți da, aici. Da, completat funcția. Ce funcție? Dar ce treabă ai de-a cu funcția mea? Vă rog să completați. Păi stai, doamnă, așa, aici scrie așa, funcția, de ce trebuie să spune dumitale păi, ce funcția mea? Păi avem nevoie de date. Locul de muncă, ce treabă aveți cu locul da, meu de muncă și cu funcția? V-am dat data, numele meu, numărul de telefon, domiciliu, ce mai vreți? Păi așa este regulamentul. Este un regulament prost. Deci avem un regulament este un care trebuie să... Păi uite, funcția, nu am funcție, uite, am tras nimic, n-am nicio funcție. Să scrieți șomer. Ce? Șomer? Nu cu șomer, că la șomer trebuie să iau șomaș. Eu nu iau șomaș. Nu o să contra... Păi cum să scriu, dar ce să mint, dacă n-am nicio funcție? Dar n-am cum să mint, doamne. Dar n-am cum să mint. Știu, dar nu am cum să mint. Eu la funcție n-am cum să trec. Dar știți ce trebuie să scrieți. Dar nu am funcție, am tras linii. Ce să mint? Și atunci noi ce scriem în statistică? Trageți linii că n-am nicio funcție. N-ați mai tăiat oameni fără funcție? Nu, toată lumea scrie. Cum adică? Toată lumea scrie loc de muncă, atunci... Dar nu muncesc, doamnă, nu muncesc, că sunt de ce? Dar ori aveți loc de muncă, ori nu aveți. N-am loc de muncă, mă doar într-o parte și sunt bolnav cu ferea. Sunt bolnav cu ferea. Dar înțelegeți? Sunteți pensionat. Nu sunt pensionat, dar... Atunci scrieți orice. Nu pot să muncesc de asta, și înțelegeți? Și pentru noi ne doare și pentru asta vă doare. Da, adevărat că munceți și mult aici, să știți. Dacă scrieți ceva la loc de muncă, atunci scrieți și... funcția. Dacă nu, atunci treceți că fără loc de muncă sau așa. Păi, tocmai asta v-am spus că sunt fără loc de muncă pentru că sunt, adică am problema asta cu ferea, cu ferea, înțelegeți? Da. Și de asta. Fără loc de muncă. Și păi da, am tras linii. Ce să mă, scriu aici, fără, nu, uite, fără loc de muncă. Da. Păi eu nu mint, doamnă. Auziți? Chemați poliția că vă filmez. Doamna a zis că n-am voie. Păi chemați poliția de asta. Uitați aici și pixul. Haideți, chemați sau nu chemați? Noi tot lucrăm și noi și facem ce trebuie și... Da, da, doamna, că nu știu ce nu-i convine. Nu pentru ea. Nu pentru noi. Trebuie să facem și asta. Eu n-am pot. Auziți, știți ce n-am înțeles? De ce la internet aici... Am văzut o foaie, scrie probabil în, nu știu, ungurește, maghiară, cum se numește. În română nu se înțelege, nu scrie nimic acolo, despre ce ar fi vorba. Întrebați. Păi ia, uitați că vă aduc eu acum ca să o vedeți. Uitați aici, de exemplu asta. A, da, acolo. Care e?
Stai cu căștar, Hasan, aici, internet, da, regulamentul aici, de utilizare. Da, da, da. Păi le-am găsit, numai, găsit nu, le-am găsit. Nu, încă nu merg aici. Nu merg astea? Nu, acum nu merge. De aceea nu e pus pe perete, numai că așa este. Pot să fie. Să serveze pe... Dar nu știu nici una astăzi să mă filmați. Cum? Eu filmez, nu v-am spus că chemați poliția. Ca să chemați poliția, de aia, nu v-am spus. Nu este permisă descărcarea de programe sau de filme. Nu este permis. Jocuri agresive, jocuri. Distrugere. Se sancționează de 5 ori. De 5 ori contravalare. Cât mă costă asta? Cum? Cât mă nu costă? Nu mă costă. Trebuie să folosiți biblioteca, vă dau da? Un buletin. Bulet. Ce salariu aveți dumneavoastră? Scrie acolo. A, le aveți acolo salariile? Și în ce studii aveți dumneavoastră, că trebuie să trecem și asta în statistică. Da? Scrieți, asistent medical generalist. Deci nu mai dacă liceu, fost liceu profesional. Nu mințiți, poți, păi nu, că nu poți să mint, aia e problemă. Da. Poți liceu, cum spuneți dumneavoastră. Poți liceu. Unde ați spus că sunt salariile aici? Este... Nu, că nu le-am văzut de asta. Eu... Da, da? Ia să pe perete. Adică, cu alte cuvinte, suntem prostiți în față. Pe care perete, mă? E Anglia? E ceva pe aici. E ceva aici. Am dat, adică l-am văzut. Eu ce salarii au, mă, frate? Ce am răsut oamenii ăștia? 6.700, 5.600, 4.500, 3.400, 4.000. Sunt convins că foarte... Ăsta e săracul cel mai mult, 2860, că ăsta e muncitorul. Muncește omul până... Și cei care sunt pe scaune, de la 3000 și cât este în sus. Da. 3600-700 de euro, sau cum e. 600-700. Gata, am dat și permisul? A ieșit sau? Deci trebuie a, nu mai trebuie dați. Să mai dați nimic. Mă duc așa. Da, sunteți înscris. Da, mă duc acolo. Mă duc acolo. Și uite, așa m-am înscris și la bibliotecă. Aici numai că persoane cu handicap nu au acces. Adică se vor ce. Mă bine făceam jos. Da, gata, m-am înscris. Sunt fericit. Dați-mi și mie să citesc. Ce aveți pe aici? Ce recomandați? Multe bune. Ce da? V-a plăcea? De toate, orice recomandați. Aici aveți nevoie cele mai nou raporte. Mă interesează mai mult privind drepturile. Da, haideți. Drepturile omului. Ok, haideți. De fapt, da, în fine, nu știu ceva interesant, tot ce e aici, ia, ce este trecut. Asta e cu drepturile omului, nu? Aici, toate astea le da, aleg. Da, da. Ce să înțeleg aici, mă frate? Citesc drepturile omului. Deci, ce să înțeleg aici? Că nu înțeleg. Nu înțeleg. Trebuie să mai caut. Le caut eu. Aici sunt. Aici. România și marile puteri. Asta e interesant. Chiar este foarte interesant.
Renașterea diplomației. Deci 1944-1996. Ce uite pe ce l-a pus aici, bă? Ne-a fosil asta. Și acum se mai tărăște pe guvern. Politică, deci cu politic. Stalin. Stalin lipsește Putin. Era zic că ăsta e Putin în august. Uite, cu șmecherii lumii. Dar nu găsesc. Deci, este aici. 1, 2, 1, 2, 3 sertare. Și astea erau întâi 3, nu se înțelege. Deci sunt 3 sertare în român. Și nu înțeleg eu că mai este băgată câte o carte de asta. Și restul... Toate sunt în maghiar. Băgate așa, răzlesc câte o carte între ele. Și de asta în jos, toate sunt în maghiar. Aici, la fel, comerțul mondial. Asta cât mai sunt așa, printre ele, printre rânduri. Deci printre rânduri. Foarte puțin, aproape deloc. Adică ce văd eu aici? Instituții manual. Consiliul Europei, dreptul tratatelor. Și iată, nu știu, că nu înțeleg. De ce le amestecă? Tratatul de la Varșovia. Trebuie să le arase care sunt în română separat să înțeleagă omul pe care ce îi trebuie. Că una e română, șapte maghiară, nu vezi nicio carte. N-ai cum să vezi printre ele. Deci, ar mai fi și pe aici ceva. Aici ar mai fi ceva. Tot foarte puțin, la fel. Răzleți. Răzleți. Foarte rar. Deci... Foarte puțin. Viața lui Iisus. Nu sunt, sunt prea puține. Sunt băgate printre așa. Mai sunt, dar sunt băgate printre, deci sunt răzleți așa de la fiecare. Și pe aici, da, deci sunt, sunt, dar sunt foarte puține și printre cărți. Foarte puține și printre ele așa. Nu am găsit ce mă interesa, că da, am văzut și eu lucrurile. Da, primim periodic noi.
Sunt amestecate și române și maghiare, nu știu cum să recăzi. Sunt aranjate după cotă și... Da. Câte volume aveți toată lumea? Da, aproape 200 de mii. 200 de mii la cât? 39 de mii, 40 de mii de locuitori? Da, asta nu aș vrea să zic. Da, 40 de mii. Cam așa. Bine, mulțumesc, să rămână. Ce faceți, doamna, ce la cumpărături? Da. Ce bine aduceți aici? Aici avem magazin. Nu aveți voie să plecați de la muncă. Trebuie să-mi luați o asemenea condică a fost ziua de astăzi, de prezență. Da, da, da. Și intrare cu oră, cu tot că ieșirea. A spus că ați ieșit acum, a scăzut din salariul de acolo. Două, 20 de minute. Pe cum de cam o jumătate de oră de când ați plecat și... Da. La revedere. La revedere. Cum vă numiți? Că n-aveți ecoson să știu cu cine am vorbit. Să știu cu cine am vorbit, că n-aveți un ecoson. Cum vă numiți? Cuibul, să rămână. Da, s-a prezentat cam, vedeți? Totuși are respect. Gata, doamna, am plecat. Nu mai citesc, mai am de lucru. Sănătate, la revedere.